Vă mulțumesc, domnule președinte. Declarația mea politică de astăzi se numește Mesaj pentru USR Plus. Nu vă vindeți sufletul diavolului pe doi galbeni și susțineți până la capăt moțiunea de cenzură. Prin această declarație politică vreau să le transmit un mesaj ferm colegilor parlamentari de la USR Plus, cosemnatari ai moțiunii de cenzură inițiată de AUR împotriva guvernului Câțu. Din declarațiile publice pe care le-ați făcut în ultimile zile, am observat că v-ați rătăcit pe drumul moțiunii de cenzură. Scrisoarea pierdută a lui Caragiale pare să se fi transformat la USR Plus în moțiunea pierdută. Pare că sunteți dispuși să renunțați la acest demers democratic, atât de necesar pentru România, și că doriți să rămâneți la guvernare cu orice preț, chiar și cu prețul pierderii susținerii membrilor și simpatizanților partidului dumneavoastră. Doamnelor și domnilor parlamentari USR Plus, românilor nu le plac politicienii duplicitari și mincinoși care își urmăresc doar interesele proprii. România așteaptă de la noi, cei care luptăm pentru ei, loialitate, seriozitate și consecvență. Nu vă vindeți sufletul diavolului pe doi galbeni. Nu vă transformați în Iuda politicii românești prin trădarea poporului român. Fiți bărbați, spune o vorbă din popor, fără conotații de gen, și asumați-vă deciziile luate, nu vă suciți după cum bate vântul. Fiți oameni de cuvânt și susțineți până la capăt moțiunea de cenzură pe care ați semnat-o. Faceți ce facem noi, luptați pentru români. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc.